Sunt dosite, dar situate în apropierea unităților școlare. Vorbim aici de localurile preferate de liceeni, dar și de elevii școlilor gimnaziale pentru a absenta de la primele cursuri. Polițiștii reghineni cunosc însă foarte bine aceste localuri și organizează frecvent acțiuni pentru a-i găsi pe elevi și a-i trimite la școală. Acțiunile de prevenire a absenteismului școlar se organizează de către polițiști de proximitate în colaborare cu jandarmi. Se pare că măsurile luate în acest an școlar au dat rezultat. Din fericire pentru noi, constatăm că numărul elevilor care absentează a scăzut foarte mult. Înseamnă că acțiunile pe care noi le-am desfășurat de la începutul anului școlar și până în prezent au avut ecou și, din punctul nostru de vedere, avem rezultate. Numărul elevilor a scăzut foarte mult, după cum ați putut observa și dumneavoastră, și ne bucură acest lucru. Elevii care absentează de la primele ore de cursuri spun că au întârziat și au renunțat să mai intre la clasă ca să nu deranjeze. Cei mai mulți dintre ei sunt navetiști. Părinții le dau bani de maxi-taxi, le dau bani pentru a cumpăra un sandwich sau un corn și, din păcate, avem și abonați din mediul rural care, în loc să se prezinte la școală la ora 8, ei se opresc la bar pentru a-și servi cafeaua, pentru a-și servi ceaiul. Deci am constatat că avem pur și simplu abonați, să le zicem așa, dar numărul acestora a scăzut. Cred că pur și simplu le este rușine de polițiști. În cadrul acestor acțiuni, polițiștii identifică toți elevii și iau apoi legătura cu conducerea școlii de care aparțin pentru a verifica spusele copiilor. Ulterior, profesorii au datoria de a lua măsuri pentru a împiedica repetarea faptei. Polițiștii reghineni mai spun că vremurile s-au schimbat foarte mult. Nu vorbim în aceste cazuri de elevi slab pregătiți care se tem că ar putea fi scoși la răspuns. Dimpotrivă, vorbim despre liceeni care își doresc să-și înceapă ziua într-un mod relaxant, cu o cafea sau un suc. Acțiunile polițiștilor reghineni vor continua. Pentru Jurnal de Reghin, Marcela German și Ionuț Cioloca.